Angajații Direcției Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Suceava au desființat luni două locuri de joacă din cartierul Arene al Municipiului Suceava. Este vorba despre spațiul de pe strada Universității lângă Plăci Întărie și cel din zona garajelor de pe strada Leca Morariu. Luni, în jurul amiezii, angajații primăriei au tăiat toate scrâncioburile și băncile din cele două spații. La început, locatarii blocurilor din zona au crezut că angajații primăriei au venit să modernizeze locurile de joacă, dar apoi au aflat că pe teren a fost pus în posesie moștenitorul fostului proprietar. Erau bani și scrânci pentru copii, bărcuți. O zis că au cumpărat cineva aici, e terenul lor, nu știu. O zis că toată partea asta aici și acolo până la bloc e a lor. Un loc de joacă pentru copii, cu scrânci, cu balansoare, cu tot felul de nimeni. Chiar m-am mirat, eu m-am gândit că poate au ajuns primăria să le repare, că erau toate într-o stare deplorabilă. Văd că vin niște cetățeni și umblau la bărci. Acolo, credeam că repară bărcile, cum studiază, nu știu, încă nevastă să-mi spune. Zice, au venit oameni să repară aici. Mai stăm, cât mai stăm, când mă uit, o golit tot. Aici este proprietar, un cetățean care l-a împroprietărit. Acum, probabil că și aici ar stai copaci, pus de domnul Proicu, Dumnezeu să-l odihnească. El i-a pus, făceam calcul, noi suntem din 64. Din 66 aici. Și el a plantat, copacii ăștia erau mici. Ah, ce să-i facem, asta e. Dar nu s-o treză mai devreme, probabil, ca să-l facă proprietar pe teren. Că zona asta tot a fost particular proprietar aici, pe vremuri. Nu eram noi născuți, probabil. Viceprimarul municipiului Suceava, Ovidiu Doroftei, a confirmat că în urma unei decizii judecătorești, o persoană a devenit proprietar pe cele două parcele în suprafață totală de 2196 de metri pătrați. Una dintre parcele include și terenul pe care sunt construite 11 garaje pe strada Leca Morariu. Există o solicitare încă din ianuarie anul curent pentru ridicarea acestor spații de joacă a întregului mobilier și tot ce era acolo, inclusiv buncărele de gunoi, pentru că aceste două parcele de pământ sunt proprietate privată, dobândite în urma unei decizii a Curții Supreme de Justiție încă din 2011 de către un cetățean al municipiului Suceava, pentru care el ne-a solicitat să ridicăm spațiile de joacă, să le eliberăm, să-i redăm terenul în proprietate, să fie în proprietatea lui, liber de orice fel de sarcină. Căutăm alte suprafețe de teren și ne asigurăm că și sunt în proprietatea municipiului pentru a reface aceste spații de joacă pe de o parte. Pe de altă parte, chiar ieri când s-a întâmplat lucrul acesta, am discutat despre posibilitatea, am inițiat o discuție despre posibilitatea de a extinde spațiul de joacă din Areni, care și așa este neîncăpător din parcul Universității. Viceprimarul Ovidiu Doroftei a precizat că proprietarul terenului nu a solicitat deocamdată niciun act de urbanism pentru cele două parcele.